tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Clipul de astăzi îmi doresc în primul rând să nu fie foarte lung, pentru că avem un clip de empties și uitați-vă ce am aici, e prăpăt. Așa că sper să nu dureze foarte, foarte mult și să nu stau să vă explic chiar la toate produsele, pentru că uneori mă ia gura pe dinainte și îmi doresc chestia asta pentru că nu vreau să fie un clip din acela foarte lung, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Ok, haideți să... Deci, în primul rând, am așa, produse de îngrijire, foarte, foarte multe. Am și produse de curățenie sau, mă rog, produse de îngrijire a rufelor, să zicem. Am și câteva produse pentru unghii și produse de make-up, cred că am, dar vreo 2-3. Așa parcă mi-aduc aminte. Ok, să începem cu acest săpun, Protex, care îmi place foarte, foarte mult. Eu sunt o mare fană a săpunurilor Protex, pentru că mi se pare că pentru pensule sunt foarte, foarte bune și curăță foarte bine. În schimb, ăsta cu aloe, până acum, nu l-am mai folosit niciodată, nici nu știu dacă este nou. Nu scrie că este nou, dar eu nu l-am mai găsit până acum. Mirosul mi se pare că este foarte... Este un miros așa natural și îmi place foarte mult. Vi l-am arătat doar pentru ca să vă spun că există și așa ceva în cazul persoanelor care nu știu exact așa ca mine. Nu știu că există și cu aloe vera. Să știți că este bun și că îmi place foarte, foarte mult. Mai departe, sper să nu vă fâșiți, sper din tot sufletul. Mai departe am aici niște șervețele de la Baby Love. Acestea sunt din DM și sunt 80 de bucăți. Nu au parfum. Cred. Nu contează. Chiar dacă au parfum, ideea este că șervețelul în sine este foarte, foarte moale și nu pare că este așa, gen dintr-un plastic, nu știu. Este și o idee mai gros, ceea ce mi se pare foarte fain. Pentru că atunci când te ștergi, eu de exemplu folosesc șervețelele umede cel mai mult pentru a mă șterge atunci când mă machiez. De exemplu, când pun pe mână fond de ten, dau repede cu șervețelul. Când am nevoie să șterg repede masa de make-up pentru că am pătat-o, dau repede cu șervețelul și am nevoie ca șervețelul să fie o idee mai gros. Pentru că, nu știu, am impresia că curăță mai bine, nu știu, zic. Mai departe, am acest gel de duș de la Borotalco. Este activ, se numește. Cred că asta este... Este gel de duș cu aromă de săruri de mare. Nu mi-a plăcut deloc. Deci avea așa un miros foarte dubios, cu toate că eu sunt mare... Sunt mare fană a deodorantelor de la Borotalco. După cum, o să vedeți, am și pe aici de-astea deodorante de la Borotalco, vreo două chiar. Acesta nu îmi place pentru că... Am văzut geluri de duș mult mai bune, până și acele de la Balea îmi plac mult mai mult și sunt mult mai ieftine decât ăsta. Da, nu știu, l-a luat prietenul meu, eu nu am fost absolut deloc încântată de el. Mirosul nu prea îmi place, curăța foarte dubios, iar când voiai să scoți gel de duș, când apăsa aici, curgea foarte ciudat, nu știu, nu mi-a plăcut. Mai am aici și șampon hidratant cu argan și keratină, mă rog, de la GeroVital, tratament expert. Are 40 de ml și l-am cumpărat pentru că atunci când am fost acasă de Crăciun, n-am vrut să-mi iau tot, să-mi car tot șamponul cu mine, care este unul destul de mare, pentru că și așa eu cu locul în bagaj stau foarte, foarte prost și dacă mai luam și acel gel de duș, clar, treaba, nu-i destul că am luat o grămadă de prostii după mine. Așa că l-am găsit pe acesta undeva în Kaufland și am zis că foarte bine, îl iau repede, mi-intră în bagaj, super repede, încape ușor. Ideea este că mi-a uscat foarte tare părul și am rămas... Eu știam că nu mă înțeleg bine cu produsele de la GeroVital pentru că am mai avut șampon, am avut varianta full size și mi s-a părut că mi-o sucă părul. Acum l-am luat pentru că nu aveam ce să iau, dar am zis că acum cât vă mă voi spăla eu pe cap de vreo două ori, nu știu dacă se va întâmpla, cine știe ce, Eva, da, s-a întâmplat, mi-au uscat vârfurile, a fost foarte nașpa, deci nu vă recomand șamponul de la GeroVital, pentru că usucă foarte tare părul și eu nu am un păr cu probleme, la modul că nu fac mătreață, nu fac cojițe, decât doar în cazuri excepționale, dar șamponul ăsta mi-a uscat vârfurile într-un mare fel. În cazul în care sunteți genul acela de persoană care spală mult, care, nu știu, căreia îi place ca
îi plac rufele acelea foarte frumos parfumate, nu mirositoare, vă recomand acest parfum de rufe concentrat de la Khifra. Au foarte, foarte multe sortimente. Ăsta este cu miere de albine, ăsta este cel mai bun, ăsta miroase cel mai fain. Bine, n-am încercat și foarte multe acum, de ce să vă mint. N-am încercat foarte multe variante, dar ăsta m-a cucerit. Deci nici nu cred că mai am nevoie să încerc și altele. Cu toate că nu l-am mai găsit în magazinul din Bacău de unde mi l-am luat eu, dar vă anunț că au și un site de unde poți comanda, costă 38 de lei bucata, transportul este gratuit, gen 38 de lei pe chestia asta, care și că te ajută la 80 de spălări. Mine nu știu dacă m-a ajutat la 80 de spălări, pentru că eu când dorm uit să mă mai opresc, dar oricum va ajunge o lună de zile în cazul în care spălați zilnic aproape ca mine. Deci vi le super, super recomand, pentru că chiar dacă pui tu balsam de rufe și de roșii toate astea, rufele parcă tot miros. Efectiv, dacă folosești chestia asta, nu știu, simți cum haina aceea miroase atât de bine și când le pui la uscat, îți inundă așa toată casa cu un parfum super fain. Ăsta cu honey este cel mai fain din ce am încercat eu, din cauza că nu l-am mai găsit, a trebuit să iau ceva cu vanilie. Eu sunt mare fan vanilie, dar nu miroase la fel de fain ca acela. Ok, trecem mai departe, am aici o pastă de dinți de la Colgate Triple Action. Îmi place foarte mult, asta o iau din Kaufland pentru că este mai ieftină, costă 4 lei. În DM era vreo 10-11 lei, deci da, dacă vreți pastă de dinți Colgate, Kaufland, 4 lei. Parcă sunt plătită să spun chestiile astea. Mai am aici de la Gerovital, pentru că ăsta îmi place, chiar dacă e de la Gerovital, în schimb ăsta nu îmi place. De ceva timp am descoperit, bine, le știu de foarte mult timp, dar nu mi-aduc aminte să-mi fi prit atunci când l-am încercat eu acum mult timp. Este această gamă de la Gerovital Stop Acne, este o cremă gel sebum control care reglează secreția de sebum și este o formulă pentru întreținerea zilnică. Cică este o cremă pe care o aplici pe toată fața și masezi ușor. Eu nu făceam chestia asta, eu puneam doar pe zona în care aveam o problemă, aveam un coș, pentru că și asta usucă pielea. Deci probabil că produsele de la Gerovital usucă pielea, usucă scalpul, usucă vârfurile părului, usucă tot. Da, asta îmi place foarte mult și vă recomand în cazul în care aveți probleme cu coșurile, nu cu acnea, pentru că la acne trebuie tratament. În schimb, dacă vă mai apar coșuri, bubițe, când sunteți într-o anumită perioadă a lunii sau nu știu, diferite chestii din acestea, chiar vă recomand asta. Am uitat exact cum arăta crema aceasta, știam că este numărul 2, după cum vedeți acolo, și când mi-am cumpărat alta, pentru că, după cum vedeți, o arunc, este puțin altfel, este mult mai subțire și are doar 15 sau 20 de mililitri, 30 de mililitri, este mai mică, dar să știți că și aia este foarte bună, tot așa o aplic doar pe coșuri. Am impresia că aceea pe care am luat-o eu este mult mai concentrată și pe ea chiar scrie că trebuie aplicată doar pe zona în care ai probleme. Asta zice că trebuie să o aplici pe toată fața, dar vi le recomand pe amândouă. Mai am aici și un gel de duș de la Nivea Diamond cu ulei de argan. Ăsta mi-a plăcut foarte mult, să știți. Da. Îmi plac foarte mult gelurile de duș Nivea și Dove. Mi se par genul acela de gel de duș în cazul în care nu știi ce să-ți cumperi, Nivea sau Dove, și cu siguranță nu dai greș, pentru că sunt foarte, foarte bune. Unele știu că mai și usucă pielea, dar ăsta mi-a plăcut. Ăsta mi-a plăcut foarte mult și eu oricum, după ce fac duș, baie, orice, eu aplic cremă, deci nu știu dacă chiar usucă pielea. La mine nu s-a văzut chestia asta, pentru că, după cum vă zic, aplic mereu cremă. Mai am aici și două Borotalco, știți că sunt deodorantele mele preferate. Este acesta original verde și eu și prietenul meu folosim doar acestea. Există și cazuri mai speciale când mai încercăm să schimbăm și altceva, dar tot la asta ne întoarcem, pentru că este acel gel de duș. Este acel deodorant care chiar îți lasă pielea, zona destul de uscată, pentru că, din câte știu, are ceva microtalc, mă rog. Am mai
cumpărat aici de mult, l-am o soluție de, cred că este de scos pete. Da, o soluție anti-pete de la Denkmit. Asta a fost destul de ieftin. Are și aici în vârf o, să zicem, o perie și puneai pe pată și încercai să freci așa puțin cu ăsta. Nu m-a dat pe spate, nu a scos pete din acelea foarte, foarte mari sau de, nu știu, pete din acelea foarte greu de scos, dar în schimb petele acestea mai micuțe, așa că capte o picătură de Pepsi sau de cola pe tine, astea le scoate. În schimb petele acelea mari de vin, cafea, nu știu ce să zic, nu cred că le scoate, pentru că nu îmi dă mie senzația aceea că ar fi o soluție puternică. Mai am aici și apă de gură Colgate, asta este aceea cu cărbune, nu prea mi-a plăcut asta, nu știu de ce, nu am, eu vreau ca apa de gură să fie mentolată, dar nu mentolată, să nu aibă alcool și să simt eu că gura mea este împrospătată și că are așa un mentol, o senzație din aceasta mentolată, asta nu mi-a plăcut deloc. În schimb, asta, tot de la Colgate, tot Flex scrie pe el, asta este Cool Mint. Mi-a plăcut foarte mult, este fix genul acela de apă de gură care mie îmi place, pe asta aș vrea să o recumpăr prietenului meu, ci că nu-i place, dar mie mi se pare, dintre tot ce am încercat până acum, asta este foarte bună. Îți lasă și respirația împrospătată, chiar mi-a plăcut foarte mult și pe asta aș vrea să o recumpăr, acum să vedem. În sfârșit am terminat și acest borcan de la Kalos cu mască de păr. Efectiv, la un moment dat nu știam ce să mai fac cu el ca să-l termin odată. Are 800 de mililitri și când foloseam chestia asta pe păr, puneam așa un pumn de mască pe păr doar ca să o termin. Și când eram eu mică, foloseam produse de la Kalos, șampon, balsam, tot ce aveau ei, pentru că mi se păreau foarte bune pentru părul meu de atunci, când eram mic, când eram mică, nu eram vopsită, stăteam cu părul des, foarte des împletit, deci practic nu se întâmpla cam nimic cu el, nimic grav. În schimb, acum, de când sunt vopsită, de când îl mai prind, nu știu, îl mai trag de el, îl prind în coadă, sus, mi se... Așa se deteriorează părul, masca aceasta nu mai funcționează, eu nu vă recomand absolut deloc. Deci nu îmi place absolut deloc, știu că mai sunt fete cărora le place, sunt foarte multe fete cărora nu le place, dar eu nu vă recomand efectiv deloc, e nașpa de tot. Mai departe, am terminat aici și o loțiune de corp de din aceasta de la Victoria's Secret. Îmi plac foarte mult loțiunile lor de corp. Cum am mai zis, nu sunt hidratante, la modul acela de cremă hidratantă foarte grasă care, nu știu, dar astea le folosesc mai mult vara pentru că sunt foarte fluide, sunt foarte legere și nu ți rămâne pielea grasă și intră și repede în piele și au și un parfum foarte frumos care mi se pare că pentru sezonul de vară, pentru sezonul cald, se potrivește foarte, foarte bine. Aceasta nu știu ce este... Se numește Victoria's Secret Romantic. Da, nu scrie ce sortimentare, dar mă rog, ce contează. Ideea este că vi le recomand foarte mult. Loțiunile de corp de la Victoria's Secret sunt foarte bune. Și să știți că eu le folosesc și iarna, nu doar vara, dar le folosesc iarna în momentele acelea când am nevoie de mai puțină hidratare și vreau așa să miroase corpul, pielea de fapt, foarte, foarte frumos. Mai am aici un spray de la Balea cu aloe vera. Acesta l-am cumpărat în vară pentru că aveam nevoie atunci când am fost la mare, după ce vii de la plajă, să dai cu ăsta pe care l-am ținut la frigider și aveam eu impresia că mă va răcori, ceea ce așa a și fost. În schimb, l-am băgat la frigider și probabil că la rece își pierde din pulverizare, adică nu mai pulverizează foarte, foarte tare, pulverizează foarte încet. Și aveam nevoie să pulverizez mai tare, așa că oricum mai am puțin în el, puțin mai mult, cred că am vreo jumătate, dar o să-l arunc pentru că nu-l mai folosesc. Mai departe, am aici un balsam de păr de la Balea. Acesta este cu merișoare pentru păr vopsit. Nu este balsamul meu preferat de la ei. Și am mirosit... preferatul meu este acela galben cu vanilie.
nu știu, mi-a plăcut. Oricum, mi se pare că toate sunt la fel, doar mirosurile diferă. Nu mi-o sucă părul, nu am absolut nicio problemă, ba din contra, după ce îmi aplic șampon și trec la balsam, după ce dau jos balsamul după, am impresia că am un păr atât de fin și atât de moale și se simte așa când când curăț părul de balsam, că este extrem de moale. Eu vă recomand să știți balsamurile acestea de păr. Nu recomand în schimb șamponurile pentru că am impresia că fac mătreață de la ele, am folosit odată și nu mi-a mai trebuit. În schimb, da, vi le recomand pe acestea și să știți că și măștile de păr Balea sunt foarte, foarte bune. Mai am aici de la Jaya acea mască de păr cu cașmir și proteine, mă rog. Este o mască întăritoare pentru păr uscat și deteriorat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, mirosul îmi place. Pardon, mai am și un fir de păr aici, dar nu mai contează, oricum le arunc. Nu mi-a uscat părul, bat în contra, mi l-a hidratat, era destul de fin și de moale. Deci chiar mi-a plăcut. Oricum am mai folosit-o și înainte, după cum v-am mai zis, într-un clip de tot așa, de îngrijirea părului, nu mai știu exact. Da, deci produsele Jaya sunt ieftine și bune și eu n-am avut probleme cu ele. Bine, n-am încercat chiar tot de la ei. Am încercat doar gel de duș, șampon, balsam de păr. Creme de față am încercat, cred, dar nu mai mi-aduc aminte exact. Știu că au ei un toner de față, e așa verde și chiar sunt foarte tentată să-l cumpăr. Data viitoare când merg în farmacia de ei, cu siguranță cred că îl voi cumpăra. Mai am aici alt parfum din acesta concentrat pentru rufe. Ăsta este de la Intense, mă rog, este cu... Are 200 de ml și scrie că este pentru 40 de utilizări. Nature in Love se numește. Mi-a plăcut și ăsta, n-am ce să zic. De ce să vă mint? În schimb, îl prefer pe acela de la Kifra decât pe acesta de la Intense. Da. Dar oricum, în cazul în care nu găsiți Kifra, să știți că și acesta este foarte bun. Chiar acum de curând am văzut că au băgat și cei de la Tezorii d'Oriente un parfum din acesta de rufe. Eu nu știam că există până acum. Abia acum câteva zile l-am văzut și sunt tentată să-l cumpăr. Numai că acela era mult mai mic. Cred că avea 100 de mililitri sau 150 ceva. Deci oricum era foarte puțin pentru cantitățile... pentru multele spălări pe care le fac eu la mașina de spălat. Ok, am aici și acest Aven Comedomed și pe acesta îl mai foloseam când aveam, tot așa când aveam probleme cu, când mai mi-apăreau și mie niște coșuri. Ideea este că îmi place, dar prefer ăla de la Gelovital pentru că mi se pare că usucă mult mai repede coșurile și pentru că are un miros mai decent decât acesta, mirosea foarte urât ăsta. Și este mult mai ieftin. Deci ăsta a fost vreo 70 de lei, ăla e vreo 15-20, adică vedeți diferența. Dar este mult mai bun acela. Nu știu, am văzut că la multă lume funcționează Comedomedul ăsta. La mine nu, adică nu pot să zic că mi-a făcut ceva rău. Mi-a uscat coșurile și toate așa, dar într-o perioadă și într-un timp mult mai îndelungat, nu așa de repede ca acela de la Gelovital. De exemplu, dacă mie astăzi mi-apare un coș, da? Eu aplic pe zona aceea și mâine coșul s-a retras complet și mi-a rămas doar așa un pic o zonă ușor roșie și dacă mai aplic încă o zi deja se duce. Mai departe avem aici și acid azelaic de la Revox și pe acesta vreau să-l recumpăr pentru că este o soluție de iluminare a feței. Mi-a plăcut extrem de mult, sunt fană acestui produs, abia aștept să-l recumpăr din nou. Nu știu, mi se pare că folosești chestia asta seara, iar dimineața te trezești cu un ten atât de luminos și atât de frumos și atât de... Deci vă recomand super, super mult crema asta. Sincer, nici nu știu dacă are contraindicații, adică am impresia că poți să o aplici și dimineața și seara, dar să nu o aplici cu acid salicilic sau cu acid din acesta foarte puternic, gen glicolic. În schimb, cred că toate sunt... Cred că merge cu toate, nu știu sigur, dar eu oricum aplicam doar seara și aveam grijă să nu aplic decât împreună cu acidul hialuronic. Am cumpărat și pasta asta de la Dontodent din DM. După cum vedeți, încă este plină, o arunc pentru că nu îmi place absolut deloc și nu vreau să mi-o cumpe spațiu, nu îmi place deloc, 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 este foarte, foarte nașpa. Mi-am mai cumpărat aici din
Mumuso. În serii din acesta de măști, erau trei și trebuia să faci practic trei pași. Primul era... Era un... Cred că le-am păstrat aici doar ca să vi le arăt. Da. Avem aici un plasture care nu era îmbibat în nimic, nu știu ce făcea exact, trebuia pus pe nasture. Chestia asta, pasul 1, nu mi-a plăcut absolut deloc. Dar absolut deloc. În schimb, pasul 2... Stai că nu mai reușesc să fac. Pasul 2 a fost... un plasture din acesta pe care îl tragi și îți ia punctele... punctele negre, pardon. După cum vedeți, chiar a funcționat la mine și ăsta, pasul 2, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar la pasul 3 aveam ceva îmbibat într-o soluție care cred că era pentru hidratare sau nu știu ce, pentru minimalizarea porilor. Ba da, o am aici, dar încă mai am soluție și nu vreau să mă murdăresc pe mână. Deci, per total, stați să vedem ce scrie. Benzi pentru repararea punctelor negre, pentru îndepărtarea punctelor negre, pardon, în 3 pași. Da, chiar mi-a plăcut, nici nu mai știu cât a fost, oricum a fost foarte scumpă. Să știți că merită, adică dacă vreți să încercați ceva de genul acesta, chiar vă recomand. Au fost destul de bune, mai puțin pasul 1 care nu am înțeles ce trebuie să facă, ci că scrie aici că deblochează porii pielii, pasul 2... îți scoate punctele negre, iar al treilea minimalizează porii. O altă mască care mi-a plăcut foarte, foarte mult este aceasta de la Balea cu girafă. Mi-a plăcut foarte mult și chiar mi s-a părut că pielea mea este, nu știu, mai hidratată, nu mirosea nici... nu mirosea foarte puternic, adică era un miros destul de ok și suportabil. Și aceasta mi-a plăcut. Mai am aici niște, ăștia sunt de foarte mult timp, niște plasuri din aceea de pus pe coșuri. Sincer, nu știu dacă au făcut ceva, dar mă rog, nu vi recomand oricum, pentru că nu mi-aduc aminte să fi făcut ceva, nu mi s-au părut ok, deci oricum sunt nașpa. Și mai am aici o mască de la Garnier. Opa, o mască de la Garnier. Ah, ce m-am îndărit. Despre care v-am mai spus că îmi place foarte mult. Deci, sincer, m-am uitat după ea prin magazine și nu am găsit-o. Știu că am luat-o de pe Notino atunci când a fost Black Friday la ei. Da, dacă găsiți masca aceasta, vă recomand. Este foarte bună și curăță fața foarte, foarte bine. Am aici două produse de make-up, să zicem. Am Catrice Camouflage, acest corector, mă rog, concealer, despre care știți că îmi place foarte, foarte mult, îl recomand. Și mai am aici Carmex-ul meu, în care mai am ceva produs, dar am impresia că și-a schimbat gustul, mirosul și nu mai îmi place așa, că îl voi arunca. Este acesta gen luciu de buze, așa, nu prea-mi place, îl prefer pe acela care este gen baton. Iar mai am, iar aici mai am câteva, sper să nu pus și prea tare, câteva produse de unghii. Am aici o ojă de la Jumbo Roșie care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu m-aș da să-mi placă și să atât de mult oja din Jumbo, dar a rezistat foarte mult pe unghii, deci vă recomand. Mai am aici un lac de unghii pe care nu știu de unde l-am, dar mi-a plăcut și ăsta. Este de la Quiz, nu știu dacă vă puteți găsi vreodată marca asta, dar a fost bun. Au. După cum știți, eu îmi fac pedicura cu gel acasă. Ăsta l-am primit atunci când mi-am cumpărat Ends Pro, se numește, mă rog, când mi-am cumpărat eu kitul de unghii în pandemie, când am crezut că o să-mi fac unghiile și la mâini și la picioare, dar am renunțat la mâini pentru că mi se pare mult mai ok să mă duc la salon. Mi se pare că mi le face mai bine, oricum nu mă pricep și n-am răbdare, la picioare îmi schimbi altceva, imediat îmi fac pedicura. Ăsta mi-a plăcut, este oricum foarte ieftin și mai am aici tot așa o ojă care nu mi-aduc aminte să fi plăcut, dar mă rog. Eu vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la mine și la clipul meu, iar dacă vă place ceea ce fac eu aici și dacă vă plac clipurile mele, vă rog frumos să dați subscribe canalului meu, să dați like clipului, videoclipului, să dați comentarii și de ce nu să-mi dați și alte idei de clipuri noi. Vă mulțumesc frumos, ne vedem la următorul clip!